pentru mine la rămâne un meci de vis. Nici în cel mai furt de vis nu credeam că poate să întâmple așa ceva. Făcusem 0-0 acasă pe Lia Manoliu. Atunci acolo am jucat manșaturi. În retur am avut o primă repriză incredibilă care pot să spun că Anderlecht-ul nici nu a ajuns în careul nostru. Atunci am jucat incredibil de perfect, am dat un gol, am dat pas de gol lui Bratu. Ce vorbeați la pauză? Păi, problema că de aici nu pot să expun acum mentalitatea pe vremea respectivă, adică la ce ne gândeam atunci, pentru că și atunci deja eram încrezuți, deja eram că ei nu ajunse la poarta noastră, eram așa euforici după un 0-0, 2-0, nici în cele mai urâte visuri nu gândeai că poți să primești 3 goluri. Și după mulți ani și ani am realizat și noi și ce am mai vorbit colegii între noi, cam fiecare cu ce a greșit și sau ce trebuie să facem. Acum știm ce trebuie să facem, dar uite că fotbalul e târziu și imediat după meci, atmosferă apăsătoare, ții minte și parcă după aia am jucat prima etapă la Oradea și am venit din Champions League și era nou promovat și am făcut un egal. Adică ne-a apăsat atunci acea înfrângere. Da. Aveam primă de calificare de 10.000 de dolari. Era mult, era foarte mulți bani, era foarte mulți bani pe vremea respectivă. Ați